să înjurăm premiile Video Game Awards, am decis să facem noi un top cu cele mai bune jocuri din 2011, asta după ce trecem în revistă noutățile de săptămâna asta. Marele anunț din cadrul VGA 2011 a fost dezvăluirea lui The Last of Us, un joc exclusiv de PS3 care se află în producție la Naughty Dog. După cum știi deja, Naughty Dog este studioul care a creat seriile Crash Bandicoot, Jack and Dexter și, bineînțeles, Uncharted. În loc să lucreze la un singur joc până când îl termină, cum era tradiția la studio, Naughty Dog desfășoară două proiecte în paralel. În timp ce lucrau la Uncharted 3, se făcea și The Last of Us. Dar să lăsăm partea de producție și să vorbim despre joc, că ăla este vedeta săptămânii. The Last of Us este o poveste post-apocaliptică, iar eroii sunt Nate, un tip dur, și Ellie, o adolescentă deșteaptă. Evenimentele se desfășoară la ceva timp după ce o catastrofă i-a transformat pe oameni în mutanți, iar planeta a fost recucerită de natură. Peisajul jocului seamănă izbitor cu cel din Enslaved Odyssey to the West, iar asta nu este o coincidență. Designerul lui Last of Us, Mark Richard Davies, a lucrat pe aceeași poziție și la acel joc, lansat de Ninja Theory anul trecut. Imaginele pe care le-am văzut în trailerul de debut sunt în întregime in-engine, pentru cei care se temeau că acel cinematic nu va avea legătură cu produsul final. Un alt joc care și-a făcut debutul la Video Game Awards este Dirt Showdown, următorul titlu al serii de racing de la Codemasters. Atenție! Dirt Showdown nu este Dirt 4. Menționez asta fiindcă noul joc nu va fi un simulator de racing ca până acum, ci va merge mai mult pe stilul arcade, sporturi extreme, destruction derby și cascadorii. Mașinile nu se vor comporta ca în realitate, fiind mai ușor de controlat și permițându-ți să faci manevre spectaculoase. Dirt Showdown va veni cu un mod de multiplayer pentru 8 jucători și posibilitatea de split screen local pentru 2 jucători, alături de un serviciu similar cu autologul din ultimele Need for Speed-uri. Showdown își parchează dosul pe rafturi anul viitor, în mai, și va fi disponibil pe PS3, 360 și PS3. Alan Wake a fost un shooter lansat spre sfârșitul anului trecut numai pe 360, în care jucai în rolul unui scriitor. Tipul era dotat cu un pistol și o lanternă, cu baterii care se terminau la 30 de secunde, iar cu accesoriile astea trebuia să omoare oamenii posedați de o entitate malefică. Jocul a fost unul bun, dar n-a avut prea mult succes la public, iar producătorii săi, cei de la Remedy, nu vor mai lansa continuarea la retail, ci doar pentru download. Alan's Wake American Nightmare este acea continuare și va apărea pe Xbox Live Arcade cândva pe la începutul anului viitor. Și s-ar putea ca unul din cele două jocuri să apară și pe PC, fiindcă niște băieți au găsit un Steam Registry niște fișiere denumite Alan Wake. Până când aflăm vești concrete despre o versiune de PC, vă las cu primul trailer pentru American Nightmare. I'm not afraid to be the center of attention. Darkness from beyond is flooding our world. Those taken over by Mr. Scratch are trying to stop me. I fight with light. Seria Tony Hawk nu este moartă, dar nici nu primește ceva nou. Faimosul skater a dezvăluit la VGA Tony Hawk Pro Skater HD, o compilație formată din niveluri din primele două jocuri Tony Hawk, refăcute, bineînțeles, în HD. Momentan nu sunt confirmate decât nivelurile School și Downhill, nea Tony refuzând să vorbească mai mult. Tony Hawk Pro Skater HD va veni la începutul anului viitor pe platformele digitale, adică Xbox Live Arcade, PSN și, cu puțin noroc, și Steam. Este o veste bună pentru fanii seriei care se plângeau oricum că seria l-a luat-o la vale cu Tony Hawk Ride și Shred. Ei bine, în loc să o ia la vale mai departe, se întoarce acum la origini. Acum că Gears of War 3 se odihnește pe rafturi, cu ce se mai ocupă Epic Games? Răspunsul este surprinzător. Este vorba de Fortnite, un joc care n-are treabă cu Marcus, Dom sau Anya, ci mai degrabă un fel de Terraria. Este un joc cu grafică a la Team Fortress 2 în care jucătorii explorează și adună materiale ziua pentru a-și construi un fort și a se refugia pe timp de noapte, cam ca în Terraria. Momentan, astea sunt singurele detalii pe care le știu, așa că n-am putea spune dacă Fortnite va veni pe toate platformele sau va fi o exclusivitate de 360 ca Gears of War. Unul dintre cele mai mișto shootere ale anului, lansat de un studio nou pe Steam, va ajunge și pe rafturi la anul. Este vorba de Hard Reset, produs de Flying Wild Hog. Studioul european a dat noroc cu publisherul Calypso Media pentru a lansa la retail o ediție îmbunătățită a acestui joc.
Hard reset-ul, care va apărea în magazine într-o variantă îmbunătățită, va avea un motor grafic upgradat plus mecanici de joc, personaje și misiuni noi. Dacă ți-a plăcut Painkiller, îți recomand să încerci și Hard Reset. Cam cât de mândru să fii de jocul pe care l-ai făcut? Ei bine, Greg Zeschuk or something, cofondatorul lui BioWare, este atât de încântat de Star Wars The Old Republic încât și-a tatuat sigla pe mână. Și nu este un tatuaj fals, cum se mai întâmplă în cazul de cameră pentru GTA, este cât se poate de pe bune. Acum să sperăm că The Old Republic are succes și nu este mătrășit de public, că nena Greg să nu regrete decorațiunea pe care și-a făcut-o pe mână. Băieți, dacă încă nu v-ați săturat de jocuri indie, vă anunț că a apărut al patrulea Humble Bundle, care conține Jamestown, Beat Trip, Runner, Super Meat Boy, Shank și Night Sky HD. Am mai zis de câteva ori, dar mă repet pentru cei care nu se uitau atunci. Jocurile Humble Bundle pot fi cumpărate cu câți bani vrei tu, nu au DRM, vin cu un key pentru Steam și poți decide unde se duc dolarii pe care i-ai plătit. Direct la creatorii jocului, la organizatorii promoției sau la organizațiile de caritate. În general, organizația de caritate care beneficiază de bani din Humble Bundle este Child's Play și se pare că gamerii sunt generoși. În 2011, Child's Play a adunat 1,5 milioane de dolari, banii care au fost investiți în jucării și jocuri pentru copii internați în spitalele din Statele Unite. Dacă ai deja jocurile din Humble Bundle-ul de zilele astea, îl poți face totuși cadou cuiva care nu l-are. Și cu ocazia asta faci și o faptă bună pentru copiii bolnavi care își petrec sărbătorile în spital. Gata cu știrile, este timpul pentru Video Game Awards 2011, versiunea NewsX. Uite, am și niște premii invizibile pe care le țin în mână, pe care tu nu se poți vedea, dar care există în inima mea. Să procedăm! Cel mai bun action-adventure al anului este, fără îndoială, Batman Arkham City. Creat de Rocksteady, are de oferit distracție atât pentru fanii omului Iliac, cât și pentru cei care caută pur și simplu un joc tare. Arkham City merită cu vârf și îndesat premiul datorită amestecului de stealth și lupte corp la corp, plus o poveste destul de serioasă, deloc pentru copii, și un stil grafic ireproșabil, totul împachetat în vreo 30 de ore de joc. Cel mai bun joc de 360 din 2011 este, fără nicio surpriză, Gears of War 3, finalul aventurilor faimosului Marcus Fenix. Creat de Epic Games, Gears of War 3 este un shooter third person în care omori 30.000 de extraterestri folosind arme absolut nesimțite și ei parte la o poveste SF cât se poate de hollywoodiană. Asta când nu rup capete în modul de multiplayer cât se poate de angrenat. Cât despre consola principală a celor de la Sony, pot pune cu mâna pe inimă că cel mai bun joc de PS3 al anului este Uncharted 3. Controlând un fel de Indiana Jones mai tinerel, pe numele său Nathan Drake, vei străbate lumea în lung și în lat, sărind în prezent, în trecut, căutând un artefact istoric important. În călătoria asta vei folosi pumni și pistoale, te vei furișa, te vei cățăra, vei înota și vei rezolva puzzle-uri dubioase, asta când nu rămâi pur și simplu cu gura căscată, admirând grafica jocului. Și, când ai terminat misiunea lui Nathan, te poți arunca într-un mod de multiplayer variat ce oferă, pe lângă modurile de joc standard, o mini-campanie care poate fi străbătută în co-op de până la 3 jucători. Cel mai bun joc de Wii al anului este indiscutabil The Legend of Zelda Skyward Sword. Lansat acum vreo 3 săptămâni, jocul a luat rapid note de 10, perfect de la majoritatea publicațiilor de specialitate. Acestea l-au lăudat, pe bună dreptate, pentru controlul impecabil, stilul grafic superb și povestea care l-ar mulțumi până și pe cel mai maniac fan Zelda. Balabing, balabum, am ajuns la PC. Aici a fost cea mai grea decizie pentru că anul ăsta ai avut de unde alege. Și premiul meu, care deși este invizibil, eu totul tratez de parcă ar fi real, se duce la The Witcher 2, RPG-ul dur și serios lansat de CD Projekt în luna mai. The Witcher 2 îl urmărește din nou pe deja faimosul Geralt of Rivia, un nene care știe să bată monștrii, să scape din închisor și să convingă vrăjitoarea roșcate să ridice fustița. În scurs să încerc. Grafica impecabilă, povestea plină de întorsături de situație și eforturile producătorilor de a repara și cea mai mică problemă, plus curajul de a lansa jocul fără DRM, toate astea sunt motive pentru care The Witcher 2 merită premiul de Best PC Game din 2011. Cel mai bun joc de fighting al anului este Mortal Kombat 9, un titlu fenomenal care a reușit să-i mulțumească și pe cei mai aprici fani ai seriei. În orice caz, în această categorie concurența n-a fost prea mare. Am văzut prea puțin jocul de fighting anul ăsta și nici unul nu a fost mai notoriu decât Mortal Kombat. Titlul de cel mai bun joc de mobile sau de consolă handheld se duce la un joc Nintendo, Mario 3DS Land. Acesta combină niveluri în stilul clasic Mario 2D cu cele mai moderne în 3D și folosește la maxim tehnologia lui Nintendo 3DS. La Best Indie Game of 2011, noi avem Minecraft și asta dintr-un motiv foarte bun. Jocul a apărut în 2009, chiar dacă era în alfa și chiar n-are rost să intre în 2011. De asta îl consider pe Terraria cel mai bun joc indie al anului.
chiar dacă mulți îl consideră o clonă lui Minecraft în 2D, cei care l-au jucat știu că asemănările sunt doar de suprafață. Terraria este un joc de aventură în care poți petrece o tonă de timp făcându-ți un castel, creând arme, explorând peșteri, jungle sau insule putitoare, sau pur și simplu omorând hoarde de zombie, goblini sau ochi putitori. Și, înainte să te apuci să te plictisești, producătorii mai scot la rampă câte un update plin de noutăți. Acum voi trece în revistă și celelalte categorii de jocuri și câștigătorii lor, fiindcă nu vreau să adormă nimeni la o emisiune de 15 minute. Cea mai bună grafică, Battlefield 3, cu engine-ul Frostbite 2 care este capabil să te uimească prin realism. Cea mai bună coloană sonoră, cea din Deus Ex Human Revolution, un adevărat spectacol auditiv semnat de Michael McCann. Nu mă crezi? Caută piesa Icarus de pe soundtrack și îți garantez că ți se va face pielea de găină. Cel mai bun joc downloadabil, Bastion, un titlu indie la care nu știi ce să-l auzi, stilul artistic, muzica sau narațiunea. Cel mai bun multiplayer, Battlefield 3. Atât. Cel mai memorabil personaj, Adam Jensen, He Never Asked For This. We can dance if we want to, we can leave your friends behind. Cause your friends don't dance, and if they don't dance, well they're no friends of mine. Cel mai bun voice acting, J.K. Simmons, nazistul din Oz sau șeful lui Peter Parker din Spider-Man, care ne-a învățat ce să facem cu lămâile în rolul lui Cave Johnson din Portal 2. When life gives you lemons, don't make lemonade. Make life take the lemons back. Get mad! I don't want your damn lemons! What am I supposed to do with these? Demand to see life's manager. Make life rue the day and thought it could give Cave Johnson lemons. Do you know who I am? I'm the man who's gonna burn your house down with the lemon. I'm gonna get my engineers to invent a combustible lemon that burns your house down. Cel mai bun joc de driving, Colin McRae 3. Cel mai bun joc de sport, FIFA 12. Cel mai bun shooter, Battlefield 3. Cel mai bun RPG, The Elder Scrolls 5 Skyrim. Cel mai bun puzzle, Portal 2. Da. Și, într-un final, Game of the Year al lui Newzex, un pic de suspans, deși previzibil, Skyrim. Aș putea face pe final o glumă, bătai tu când ne arătul. Asta a fost tot pentru săptămâna asta, aștept bombele, înjurăturile sau laudele în secțiunea de comentarii de mai jos, unde ne putem bate parte în parte pe cele mai bune jocuri ale lui 2011. Până data viitoare, vă salut și dacă nu vă supărați, că vă întreb care vi s-a părut cel mai bun joc din 2011. Salut!